Fata de 13 ani din Sighe, dispărută de acasă timp de 7 zile și găsită la un interlop, va rămâne în centrul de protecție din Baia Mare. Psihologii încearcă să o ajute să depășească trauma prin care a trecut, descrisă inclusiv într-un jurnal intim în care se destăinuia adolescenta. Ar fi descris inclusiv probleme mai vechi pe care părinții le cunoșteau. La DICOT există un dosar deschis după ce, în urmă cu jumătate de an, din telefonii ar fi fost furate poze nipostaze indecente. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cazul adolescentei din Sighetul Marmației scoate la iveală traume nebănuite și situații pe care tânăra le-a gestionat cu greu. Procurorii DICOT au în lucru un dosar penal deschis în luna martie, după ce un minor din oraș i-ar fi spart contul de Instagram și ar fi postat poze indecente cu ea. Părinții au fost audiați de anchetatori. Acum, fata nu ar dori să se mai întoarcă acasă. Colegii mei au preluat minora de la Sighet. Este important că acum este în siguranță. S-a făcut o evaluare psihologică și urmează să cerem o expertiză psihiatrică, să vedem care este starea de fapt a minorei. Bineînțeles că în paralel se desfășoară și o anchetă a poliției, care o să stabilească împrejurările în care s-a ajuns la acest deznodământ și motivele anterioare. Sara Melinda ar fi avut o relație tensionată și cu părinții, potrivit unor surse. În jurnalul său, copila ar fi descris unele scene de acasă. Se rezolvă. Situația se rezolvă. Te așteptăm. Te așteptăm. Acesta a fost mesajul transmis de mama copilei la doar câteva zile după dispariție. Ulterior, nu a mai vrut să mai comunice cu presa. Probabil pe fondul unei neînțelegeri familiale s-a întâmplat acest lucru. Bineînțeles, după ce o să se liniștească puțin și lucrurile și pentru minoră, o să aibă o altă perspectivă, probabil, dar psihologii noștri o consiliază și o să vedem care sunt motivele care stau la baza hotărârii de atunci de a nu se întoarce în familie. Un interlop căruia îi se spune mănușă albă ar fi ținut-o cu forța în locuința sa. Potrivit unor surse, ea ar fi intrat în vizorul unei rețele de traficanți de carne vie. Proxeneții ar fi intenționat să o ducă în străinătate și să o oblige să se prostitueze. Planul lor a eșuat după ce au văzut anunțul cu recompensa făcut de părinți. În captivitate, fata ar fi încercat să se sinucidă. Lipsa lor de experiență poate duce la situații extrem de grave. De exemplu, interacțiunea cu persoane necunoscute. Și de acolo putem vorbi de fenomenul lover boy, consumul de droguri și așa mai departe. De aceea, părinții ar trebui să comunice mult mai des cu proprii copii, să cunoască cercul lor de prieteni și cu cine și despre ce aceștia vorbesc pe rețele de socializare. Sara va rămâne în centru până când specialiștii vor considera că poate să fie lăsată acasă. Ancheta socială este departe de a se fi terminat, iar cea penală pare doar la început.